Scandalul autonomiei ținutului secuiesc ia amploare. Șeful SRI, Eduard Helvig, este așteptat marți în Parlament să lămurească acuzațiile președintelui Iohannis. Voi propun vederea directorului SRI pentru ziua de marți. Se aducă lămuriri în ceea ce privește declarațiile președintelui despre posibila înțelegere între anumiți lideri politici sau partide politice și lideri din Ungaria. Vicepreședintele Comisiei Parlamentare este de părere că și Gabriel Vlase, șeful SIE, ar trebui audiat în Parlament. Ce vor face cei din Comisia SIE, nu pot să vă spun, domnul Weber poate să vă spună mai multe detalii. Am înțeles, deci a rămas pentru săptămâna viitoare. Ar trebui să-l audieze pe domnul Vlase. Președintele Klaus Iohannis a acuzat înțelegeri ascunse între PSD și UDMR în privința autonomiei ținutului secuiesc. El le-a reproșat că se luptă să dea Ardealul ungurilor.